Bun găsit, prieteni! Astăzi, creștinii ortodoxi marchează Boboteaza, sărbătoare care finalizează ciclul sărbătorilor de iarnă, iar credincioșii, dis de dimineață, au mers la biserică pentru a aduce aghiasmă. Despre aghiasma de Boboteaza se spune că e bună de băut întreg anul și că ar avea puteri miraculoase. Astăzi vă povestim cum este pregătit busuiocul cu care se vor sfinți casele și ogrăzile de Boboteaza, în partea de nord a țării. Mai mulți gospodari din Bravicea, raionul Călăraș, nu își pot imagina viața la sat fără o căruță cu cai. Ei ne vor spune ce îi motivează să opteze pentru aceste animale în defavoarea mijloacelor moderne de transport. Satul Solonceni din raionul Rezina este unica localitate rurală, atât din Moldova cât și din Europa, care a avut linie de troleibus. Ce spun oamenii din sat despre istoria acestui transport preponderent urban, aflați în câteva clipe. Tot azi discutăm și despre provocările care le au antreprenorii care cresc pămușoare, dar despre toate vă povestim după generic. De Boboteaza, credincioșii aduc acasă apă sfințită, care o stropesc prin casă și prin curte cu o măturiță făcută din busuioc. Înmuiat în aghiazmă, acesta devine și el sfințit. Există și un proces special de pregătire a busuiocului înainte de Boboteaza. Despre el ne povestesc gospodinele din satul Volovița, raionul Soroca. De obicei, busuiocul se pune toamna la uscat, iar în ajun de Boboteaza, acesta este scos și mănunchiat cu mare grijă. Haideți doar să așezăm busuioc să-l pregătim pentru Boboteaza, care să vină părintele și trebuie să avem busuioc ca lumea, dar trebuie și la biserică să ducem. Gospodinele din satul Volovița, raionul Soroca, au plantat anul trecut în grădinile lor mai mult busuioc. De aceea au acum de unde să dea plante uscate rudelor și vecinilor, iar o parte din busuioc îl vor duce la biserică. La noi în sat, busuiocul seamănă de Sfântul Gheorghe și încă se mai seamănă când e primul ocăit de broaște, ca el să crească frumos și stufos. Sămânța pe care o semănăm se ia atunci când de la Sfânta Cruce rămâne sămânța pe masa unde este. Sămânța anume, aceea sămânță seamănă în grădină. Busuiocul nu-l folosim la icoane. Întotdeauna m-a stărut să-l pun în vieză, pe masă, în fiecare comnată, să fie miros plăcut. În fiecare an, busuioc îl plătesc în grădină. Acum ne ducem la Iordan pentru a lua apa sfințită, aghiazma, cu busuioc, cu acel busuioc, venim acasă, strochim casa, strochim grădinile, jiile. Preotul ne mai zice să folosim busuiocul ăsta să strochim 9 luni dimineața, până la răsări soarele, strochim prin casă. Întrucât femeile sunt și membre ale ansamblului tip model Busuioc Floare de Noroc, acestea în pauză mai și cântă despre această plantă. Busuioc la naștere, busuioc la moarte, floare de tristețe, floare de noroc. Eu în fiecare an în grădină, pe o cărăruș, când intră în grădină, eu îmi seamăn numai decât două rânduri, de o parte la cărăruș, de altă parte. Și de câte ori mă duc în grădină, anin o frunză de busuioc și o mărg și o miros până în capătul grădinii și când vin înapoi tot la fel. Acum la Boboteaza, când vine părintele și stropește, eu îl chem în casă, îl chem chiar de glod, strochește-mi părinte aici ca să ne nimerească două, trei fire de busuioc. Două, trei sămânță ca să fie în casă, că așa am înțeles că busuioc aduce noroc. Încă din vechime, prin părțile locului, busuiocul este utilizat și în alte scopuri. Se recomandă în ceai pentru la răceală, mai folosesc și în arta culinară busuiocul. O semință de busuioc se folosește dacă ea, ca Doamne ferește, o cicat var în ochi, pui un fier de busuioc, o leacă-i dureros, dar busuioc și-a la spală tot. Iar astăzi Valentina Gâlcă, după ce a mers la biserică, sfințește cu ajutorul busuiocului întreaga gospodărie. Asta pentru a avea prosperitate în casă și pentru ca membrii familiei să fie feriți de rele. Sfințesc și apa din fântână. Trebuie sfințit curățită. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin. Haideți să vă
trăiesc și pe voi, că ați cântat ghini. În satele Moldovei de Bobotează, gospodinile pregătesc bucate alese și se adună cu membrii familiei, cu vecinii în jurul mesei de sărbătoare. Sărbătorile s-au încheiat și toată lumea revine la grijile și problemele cotidiene. Noi ne-am propus să discutăm astăzi despre producerea, consumul și exportul de pomușoare în Republica Moldova. Datele statistice indică că în ultimii ani aceste produse au înregistrat o creștere de circa 20-30%. Despre tendințele de dezvoltare ale sectorului dat și locul Moldovei pe piața internațională de comercializare a pomușoarelor, discutăm în minutele următoare cu Vasile Șarban, șeful Direcției Politici de Producție, Procesare și Reglementare a Calității Produselor de Origine Vegetală din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și a Mediului din Republica Moldova. Bună ziua și vă mulțumim că ați acceptat invitația de a veni la noi în studio. Bună ziua și bine v-am regăsit. Și cu mare drag o fac de fiecare dată, venind de aici. Vreau să vă întreb, cum caracterizați roada de pomușoare din anul 2019, făcând o comparație cu anii precedenți? Tot ceea ce ține de patrimoniul pomușoarilor în Republica Moldova este în continuă creștere. Dacă e să ne referim la anul 2013 și anul 2019, deci suprafața a crescut practic de 4 ori, iar productivitatea a crescut de 9 ori. Se vede clar o tendință și un interes din partea producătorului agricol din Republica Moldova pentru aceste culturi, deoarece sunt caracterizate prin eficiență economică care poate fi obținută de pe suprafețe mici. Ce specii de pomușoare cultivă cu preponderență agricultorii din Moldova? Cea mai mare suprafață care o avem în Republica Moldova este vorba de căpșun, după care este coacăzul, zmeura, este agrișul, murul care iarăși a luat o amploare, este vorba de afin care pentru Republica Moldova începând cu anul 2015 a fost ca o cultură nouă, deoarece această cultură se cultivă doar pe substrat artificial, substrat acid. Cei care se avântă în cultivarea afinului trebuie să țină seama și de rentabilitatea economică, deoarece cu un hectar, cu două hectare de afine, deci noi nu am putea să fim competitivi cu vecinii noștri din Ucraina, care de fapt ei defrișează deja plantațiile de afin, defrișează plantațiile de coacăz. Aș vrea să atrag atenția producătorilor agricoli, cei care dețin plantații de culturi bacifere, sau cei care intenționează să înființeze anumite plantații, să examineze foarte bine piața din regiune, deoarece foarte mult noi depindem de această piață. Nordul Republicii este proslăvit prin cultivarea zmeurii. Aceeași zmeură se cultivă foarte mult și în regiunea Viniță din Ucraina. Respectiv, dacă noi nu avem întrunite anumite criterii economico-financiare și de tehnologie, noi putem să fim necompetitivi cu vecinii noștri. În ce țări sunt exportate pomușoarele din Moldova și cu cât de fapt s-a majorat volumul exporturilor în 2019? Din păcate, noi nu avem acum exporturile în UE bine dezvoltate, dar preponderent se exportă în Belorusia, Rusia. Acolo cantitatea este impunătoare, deoarece în anul 2016 noi am exportat în jur de 1,9 tone. În anul 2019, anul precedent, datele preliminare din ianuarie până în septembrie, conform datelor statistice, noi am exportat în jur de 3,5 tone. Diferența este destul de mare, dar ne-am dorit foarte mult ca să efectuăm aceste exporturi și în comunitatea europeană, deoarece cu siguranță noi vom avea succes pe aceste piețe. Fructele Republicii Moldova se caracterizează prin gustul deosebit, nu doar mărul, nu doar părul, pruna sau altceva, dar cu atât mai mult pomușoarele, deoarece condițiile climaterice care le avem noi pe teritoriul Republicii întrunesc în absolut tot necesarul pentru a obține acea calitate gustativă a fructelor. Pentru aceasta aș îndemna producătorii agricoli ca să se orienteze la certificarea întreprinderii la standardele de calitate, deoarece fără acestea pe viitor nu vom izbuti să penetrăm anumite piețe, să efectuăm anumite exporturi, să obținem acele venituri în stat și în întreprindere. Mai mult ca atât, că avem proiecte de asistență care acordă și suport în acest sens, deci suport la certificarea la diferite standarde de calitate. Este vorba de USAID, proiectul APME. În viitor
Deci producția va fi comercializată, vorbesc de piața mare, va fi comercializată doar pe bază de certificate. Calitatea, inofensivitatea, asta deja are fiecare produs. Se trece deja la alt nivel și e vorba de standardele internaționale care sunt implementate în întreprindere. În presă a apărut informația că mai mulți producători de pomușoare din țară vor fi nevoiți să întoarcă subvențiile obținute la plantarea unui soi de coacăză. Potrivit antreprenorilor, soiul nu s-a putut adapta la condițiile climatice locale. Astfel, aceștia au fost nevoiți să caseze plantațiile. Cum ați comenta această situație? Soiul Titania, un soi elaborat în Polonia. El a fost introdus în catalogul soiurilor de plante în Republica Moldova în anul 2013. Modul de introducere a acestui soi, deci, a fost unul din cele simplificate. Desigur că aici noi problema respectivă am putea să o împărțim în două. În producătorii agricoli care la acel moment au înființat plantații de coacăs cu butaș neînrădăcinați, ca să înțelegem, deci pur și simplu varga, lăstarul, fără rădăcini, fără nimic, a fost introdus în sol pentru a obține acele subvenții. La acel moment era vorba de 50.000 de lei la hectar și ne închipuim, dacă e vorba de 10 hectare, înseamnă că el are 500.000 de lei, jumătate de milion, asta este ceva consistent. De unde puteau să beneficieze alți producători, poate care trebuiau să-și procure o tehnică agricolă, puteau să înființeze o seră modernă. Și a doua categorie de producători care au avut în plantațiile sale butaș înrădăcinați, conform standardului 209, dar, după cum se află deja acum, încercând să-și diminueze costurile în continuare pentru a umple aceste goluri, ei tot recurgeau la această idee de a planta butaș neînrădăcinați pentru a-și forma singuri în cadrul gospodăriei lor materialul săditor înrădăcinat. Spre regret vă zic că au nimerit agenții economici de bună credință și agenții economici care într-adevăr meritau ca să întoarcă subvenția înapoi. Este regretabil, dar asta este. Acest soi s-a dovedit a fi unul care nu rezistă la temperaturile aride din verile noastre, acolo unde noi nu avem umiditate și avem temperaturi foarte înalte. Astfel că în luna, sfârșitul lunii iunie, iulie și parțial august, pur și simplu frunzele se uscau divers pe tufă. Anul 2018 am solicitat de la Institutul Științific o Practic de Horticultură și Tehnologie Alimentare crearea unui grup de lucru pentru a examina plantațiile înființate cu soiul Titania, să vedem care totuși este comportamentul acestui soi pe teritoriul Republicii Moldova și în condițiile climaterice care noi le avem de fapt. Urmarea acestor deplasări a grupului de lucru, deci s-a constatat că soiul respectiv nu este pretabil pentru Republica Moldova. Din partea Ministerului am menționat în regulamentul de subvenționare că se subvenționează coacăzul cu excepția soiului Titania. Ca să nu mai ducem în eroare populația, să îi îndemnăm de a înființa plantații, după care ei să fie nevoiți să întoarcă și subvenția și să-și asume încă și acele cheltuieli pentru înființare și întreținere. Din ce motiv pomușoarele produse în Moldova au ajuns uneori să fie mai scumpe decât în supermarketurile din Europa? Cum se formează un preț de comercializare, de fapt? Este vorba de costul de producție, este vorba care îl are întreprinderea la o anumită categorie de produs sau o anumită cultură. Este vorba de costurile de logistică, de depozitare, dacă le au, de marketing, dacă le au, de promovare. Aceste costuri probabil că sunt legate și de logistică. Logistica că noi trebuie să exportăm din Republica Moldova, hai să zicem, chiar în țara vecină, în România, iarăși, aceste cheltuieli de transportare se pun cumva în prețul pe raft. Ar mai putea fi un indicator că suprafețele care le avem noi poate nu sunt atât de suficiente. Și iarăși mă întorc la acel prag de rentabilitate. Fiecare cultură are un prag de rentabilitate. El este calculat de Institutul Național Cercetări în Economie. Fără calcule, fără examinare minuțioasă, deci niciodată noi nu vom obține niște profituri. Vă mulțumim pentru răspunsurile oferite și vă mai așteptăm la noi în studio. Cu mare drag! La
piață, la moară, la lucrările agricole sau la dus lemnele de pe deal, mai mulți gospodari din satul Bravicea, raionul Călăraș, se deplasează cu căruța trasă de un cal sau doi. Aceștia nu își pot imagina cum ar fi viața la sat fără cai și asta nu doar pentru că este un mijloc de transport ecologic, dar și mai puțin costisitor. În Bravicea sunt peste 100 de căruțe și cai. Dis de dimineață, gospodarii din satul Bravicea, raionul Călăraș, își înhamă caii și pornesc la treabă. Merg la moară, aduc lemne de la pădure sau se duc la târg după produse alimentare și alte necesități. Ne ducem la moară să facem niște făină de popșoi, oloi, niște făină de grâu. O folosim la lemne, la un stropit la zi, la un cultivat, arat prin zi. Acum în sat sunt aproximativ 100 de căruțe. Pe vremuri însă, își amintesc localnicii, fiecare gospodar avea la casă câte o căruță și cel puțin câte un cal. Am ținut eu 6-7. Am de-am 40 de ani, aproape, de când sunt cai. Cei pasionați de cai spun că aceste animale sunt foarte inteligente și atașate de stăpânii grijulii. Sunt creaturi multe la cai. Altul are în arab că mai e mușcă, mai e zvârle, dar cu dânsul trebuie să vorbești. Și el tot înțelege, tot ca omul. Caia, ca dacă vine cineva, ești chiar la pădure, ori la o goră acolo, și vede un om, ori un animal, el se ridică capul și se uită. Dar tu te orientezi, cineva vine la tine. Acum câteva decenii, prezența unui cal în gospodărie era semn de bunăstare. Înainte se duceau cu cai, călare, duceau vornișelul de frunte și duceau cu nocărie. Aceea călare, era așa moda, dacă duc călare la nuntă. Și când se schimb colași, cunierile, tot acolo. Dar căruțe duceau la nunți, la cumătrii duceau la botezuri. Dar mai este transport rotier și... Inovațiile tehnologice nu trec pe alături de locuitorii satului Bravicea. Unii optează pentru mijloace mai moderne de transport. Însă sunt suficienți oameni care consideră că a avea un cal la gospodărie este un avantaj. Au fost mai mulți. Și au schimbat ca pe motobloașele astea. Eu n-aș schimba pe motobloc. Așa e timpul, mă rog. N-avem cu altceva, și ne ducem și ne ducem cu căruța. Dacă să luăm din punct de vedere mai ecologic, ar fi, da, cai și căruțele. Dar în legătură cu aceea că oamenii cam pleacă din sat și cam îi vine greu ca să întrețină acești cai, oamenii trec și la tractorile astea care sunt acum ieșite pentru ușurința tot a omului, dar unii merge calul și faci lucrări cu calul, tehnica, cred că tractorii nu au acces. Pentru a păstra tradiția strămoșească de a ține cai la gospodărie, autoritățile locale din Bravicea, deja 4 ani consecutiv, organizează în sat festivalul La Hramul Căruțașilor. Aceștia își demonstrează abilitățile de îngrijire a cailor și de decorare a căruțelor. Sunt organizate diverse concursuri, în urma cărora sunt nominalizați cei mai buni căruțași. Satul Solongeni din raionul Rezina este considerat drept unica localitate din țară, dar și din Europa, care pe timpuri a avut o linie de troleibus. Transportul a circulat în sat în perioada anilor 1990-1993. Troleibusul era folosit pentru a transporta lucrătorii la muncă și copiii se arătau încântați să călătorească cu troleibusul, mai cu seamă că se circula gratis. Ce își amintesc astăzi oamenii din satul Solongeni despre linia de troleibus din localitate, aflăm acum. Astăzi, Ludmila Lis se uită cu nostalgie la stâlpii care mai amintesc de fosta linie de troleibus de la Solongeni. 30 de ani în urmă a fost troleibus la noi, localitatea Solongeni. Au mai rămas piloni aceștia care îi vedeți.
ăștia spiloni care și două cercuri într-un capăt de sat și în partea cealaltă de sat. Unde ne aflăm noi acum este locul unde se întorcea troleibusul, mai precis de ce se pornea. Și până în capul celălalt de sat, în jur de 2 km și puțin acolo, pilonii au rămas, linia s-a demontat, întoarcerea unde se întorcea troleibusul, cum vedem încă sunt. Iar tatăl interlocutoarei noastre era unul dintre cei doi șoferi care conducea troleibusul din localitate. Erau mândri. Și eu eram mândră că tatăl meu era șofer pe troleibus. Ce-i drept, acesta se trezea cu noaptea în cap pentru a porni vehiculul cu tracțiune electrică. Undeva la 5, la 4, 5, că da, mulgeau vacile la 5, la 6 dimineața și trebuie să duc să iei troleibusul de la stație, să urce toate mulgătoarele și să ducă la fermă de vaci. Și-o activat în jur de 3 ani. A fost reușit, a fost convenabil, a fost econom. Alți locuitori ai satului ne-au zis că multă lume le amintește și astăzi că pe timpuri au avut o unitate de transport mai neobișnuită. Noi și amuni dușim undeva și o duc satul și-l cu troleibus, da, unicul sat din Europa care a fost troleibus, nu din din lume, mai decât nu a fost nici într-un sat troleibus, numai la noi. Iar alte persoane mai curioase veneau și de la distanțe mai mari pentru a se convinge cu ochii proprii că cei de la Solungeni au troleibuz în localitate. Odată veneam de la Rezina cu autobusul care circulă la noi în sat. Și venea un om de la Râmnița, deci am auzit că în Solungeni este troleibuz, e primul troleibuz pe Moldova. Nu vine, cred. Chiar mă duc în sat să văd. S-a coborât într-adevăr la noi aici, în deal, și să vadă într-adevăr circul troleibusul la noi sau nu. Troleibusul de atunci staționa la cererile sătenilor, iar aceștia nu achitau niciun ban pentru călătorie. Cu această unitate de transport călătoreau circa 1000 de pasageri pe zi. De altfel a fost achiziționat și un magnetofon special pentru troleibus. Și copiii la școală mergeau des cu autovehiculul cu tracțiune electrică. Copiii se dușeau până în deal, până în vale. La școală așteptau și se dușeau. Oh, îi lua și la grădiniță și la școală și copiii care îi trăgeau pe la fermă și înapoi, dar cum, le părea ghine. Ideea proiectării unei linii de troleibuz a fost o inițiativă personală a directorului de atunci a sovhozului, care nu mai este în viață. Argumentul forte a fost atunci că întreținerea unui vehicul cu tracțiune electrică este de 6 ori mai ieftină decât întreținerea unui autocar. În începutul anilor 90, având în vedere că în partea cealaltă de sat era amplasat ferma de vite, brigada tractoare, area gospodării, garajul, toate astea, era nevoie de mulți muncitori să ducă transportul. Mai mult decât atât, sovhozul Solungeni pe timpuri era unul dintre cele mai cunoscute în țară. Sovhozul Solungeni era milionier, avea tot cele, vaci, 10 tone de lapte dau pe zi. Iar muncitorii călătorind cu asemenea unitate de transport se simțeau protejați și respectați, iar pofta de muncă era alta, susțin cei care altădată au muncit în cadrul sovhozului Solungeni. Ne sculam la jumătate, la 5, că la 5 trebuia să ieșim la troleibus. Și în vale, cum eu trăiesc, așa cum în vale mă ducem. Și ne ducem, ajungem acolo, facem lucruri tăți. Cum să ne întind de așa lucruri foarte frumoase și interesante? Tare ne-a plăcut, tare ne-a fost bine. Eu lucram atunci, pe 90, lucram chiar la complex, ca brigadier, pentru furaj. Și tare ne era ușor. Se trăgea troleibus chiar la noi la poartă. Iar la începutul anilor 1990 au apărut chiar și planuri de a extinde linia de troleibus din satul Solungeni până în orașul Rezina. Însă odată cu destrămarea URSS, activitatea troleibusului a fost sistată, sub pretextul costului ridicat al energiei electrice la acel moment. Troleibusul cu numărul 2049 a fost returnat parcului urban de troleibuse din Chișinău, unde a continuat să circule pe traseu încă 10 ani. Iar astăzi puține lucruri mai amintesc că în această localitate, acum 3 decenii, circula un vehicul cu tracțiune electrică. Așa e, mire, că acum este linia, dar nu îi dăm furatul. Tătă, au furat, stanțe au furat-o și au dus-o și nicănui. La începutul anilor 90, satul Solungeni avea aproximativ 3.000 de locuitori. În prezent însă, populația acestei localități numără 1.155 persoane.
Șezătorile sunt tradiții rurale pe care tinerii de astăzi nu prea au apucat să le cunoască, iar bătrânii de la sate și le amintesc cu nostalgie. Pentru a le reda un suflu nou, dar și pentru că e iarnă și lucrările agricole s-au cam încheiat, femeile din satul Bravicea, raionul Călăraș, de câteva ori pe săptămână se adună la Casa de Cultură din sat. Acestea povestesc istorii de viață, brodează, cântă, spun glume și ghicitori. Fiindcă e iarnă și lucrările agricole s-au finisat, femeile din satul Bravicea, raionul Călăraș, și-au îmbrăcat straiele naționale și s-au adunat la șezătoare. Șezătoarea este organizată la sărbătorile tradiționale, la sărbătorile naționale. Eu, de pildă, torc lână. Mai departe, cineva ia cam pletește, colțuni, ciupici, bizrucăvși. Ia ca încroșătăm deschisuri la pierne. Dar așa am făcut o ii din ștergăriele. Toate participantele la șezătoare sunt membre ale Clubului Femeilor din Bravicea, iar la reuniunile de suflet, acestea nu doar lucrează manual, dar mai învață piese pentru evenimentele culturale desfășurate pe parcursul anului în localitate. Noi îmbinăm plăcutul cu utilul și la șezătoare învățăm și cântece, învățăm și poezii, dar avem chiar și piese de teatru ale autorilor naționali. Pelagia Gorincioi este fosta profesoară de chimie, iar la cei 80 de ani pe care i-a împlinit de curând, nu contenește să aducă bună dispoziție cu glumele sale amuzante. O bună parte din prezenți foștii mei elevi și îmi face mare plăcere să mă întâlnesc, să-i văd. E o mare bucurie. Nu sunt anii care am, nu-i sunt. Îmi pare că e prima tinereță. Adesea schimb din ce în gură. A doua tinereță. Da. Tândălica are mere, tândăloi vine și cere. Tândălica nu se îndură, tândăloi vine și fură. Tradițional, șezătorile erau un fel de oglindă a oricărei comunități. Întrunite la gura sobei, gospodinele din sat își etalau abilitățile în ale crocetatului și țesutului și făceau schimb de rețete gastronomice. Tot pe la șezători, gospodarii mai puneau țara la cale, discutând despre apropierea primăverii și lucrările agricole. Farmecul șezătorilor consta în atmosfera armonioasă și plină de spiritul obiceiilor de la sat, unde vorba filozofului a născut eternitatea. Dar băguța nu mă lasă șadridri de băbădea, zice cu nuții roșine șadridri de moșnejel, să bei vinul fără mine șadridri de zingurel. Iuhu, iuhu, șancestis cocana mare șadridri de amândoi, să nu fie supărare și adrii dintre noi. Emisiunea de azi se încheie aici. Vă așteptăm din nou în fața ecranelor duminica viitoare la aceeași oră. Iar dacă cunoașteți oameni și istorii care merită să fie auzite, ne puteți telefona la numărul de telefon 022 739470. Până la o nouă întâlnire! Vă urăm toate bune!